Salutare tuturor! Vă promit că ceea ce veți urmări în continuare nu are nevoie de absolut niciun fel de introducere. Să lăsăm imaginile să vorbească de la sine. cam asta este o scenă de la clubul numit Intro cluj, Așa sunt informațiile pe care le-am primit. Este club, asta nu este biserică, da? Asta nu este nici măcar concert creștin. Asta este un club. Poate cineva s-ar întreba, domnule, care e problema? Deci dacă îți pui întrebarea care e problema, crede-mă, ți-ai pierdut orice... Până orice echilibru, orice discernământ, orice capacitate de a înțelege lucrurile duhovnicești, pur și simplu, din punct de vedere spiritual, ai luat o raznă. Deci nu mai ai nicio temelie, ești pur și simplu suspendat în aer. De asta e clar. Deci, dacă nu îți dai seama care e problema, stai și te gândești așa, bă, dar eu nu dau seama care e problema. Da? Cu acest concert creștin. Dar, ce aveți aici? Aveți o combinație dintre. Uh, o, o combinație de hedonism, de agitarea hormonilor, de stimulare senzorială, de spectacol, distracție, amuzament, hiperstimulare, muzica surzitoare, atmosferă de club, uh, clowni, uh, o combinație stupidă din toate lucrurile acestea și teatru de prost gust. Asta este. Asta este aici. Asta nu este biserică, nu este concert creștin, nu este închinare creștină, numele Domnului Isus Hristos al lui Mesia și uh, pomenirea îngerilor acolo, pur și simplu este o chestie secundară doar ca să atragă o populație așa zisă creștină. Așa zisă creștină. Eu personal refuz să mai cred că niște creștini adevărați pot să trăiască în așa ceva. Uitați, dacă nu pui sunetul și pur și simplu da, dai cu cursor așa, să vezi manifestarea, uite aici se activează, vezi? Aici începe să se activeze și pe aceea iasă uh, moșulică. Vedeți acolo uh, aceste personaje super stimulate și înveselite uh, sar pe acolo. Băițașul ăsta care bate din palmă aprobă tot ce se întâmplă, nu știu cine îi. Fuge moșulică ăștia din față, ăștia agitatorii, să știți, de ce ăștia agitatorii, ca la farsele ale evanghelizării, unde erau ă, oamenii puși ca să iasă în față chipurile că se predau Domnului Isus, ca să-i și pe el alții. Așa fac ăștia aici, da? Ăștia din față agită ca să urmeze toată lumea, da? Și fugi moșului că aruncă pe acolo cu bomboane, eu știu cu ce aruncă el. Așa, evident, Domnul Iisus e în centru aici, da? Ok. Dar, <coughs> deci pe lângă combinația asta de prost dintre teatru, atmosferă de club, stimulare senzoriară, manipulare, totul e psihologic aici și emoțional, dar nu are a, absolut nicio treabă cu închinarea. Al doilea lucru, care mi se pare absolut oribil aici, este trivializarea, banalizarea asta groaznică a lucrării Domnului Isus Hristos, a venirii Domnului Isus Hristos în lume. Stai și te gândești. A venit Mesia. A venit Mesia și cântăm, banalizăm asta cu dansurile alea stupide, țupăiala aia de prost gust, cu atmosfera aia de club, cu moșulică ăla care fuge pe acolo și aruncă bomboane sau ce aruncă el din căciula aia lui. Dom'le, banalizăm în halul ăsta venirea lui Dumnezeu în lume? Întruparea Mântuitorului? Chiar am luat o razna. Chiar în halul ăsta poate să ajungă un creștin adevărat născut din nou de încuiat la minte, de împietrit de or spiritual, încât să ajungă să trivializeze în modul ăsta grosolan lucrarea Domnului Isus Hristos de întrupare. Cel mai important eveniment din istoria umanității, nu? Venirea lui Dumnezeu în lume pentru mântuirea noastră. Tu să-l tratezi în felul ăsta? E cu neputință. Al treilea lucru, vă întreb, dacă vă uitați aici, cine e în centru? De la început, în centru cu coanele astea două, băițașul la care cântă acolo, băieții de la instrumente care încep și ei să se zbată după aceea, de ce ei sunt în centru? Dom'le, atâtea sclipici și luminițe și e, toți care s-au îmbrăcat să rupă stilul și să comportă pe scenă pentru a rupe stilul, pentru că toate scenele astea și concertele acestea au fost gândite ca în centru să fie trupa de acolo, dar cel care conduce închinarea. Că și la concerte nu lume, tot e închinare. Ne-ați văzut cum ridică mâinile ăștia și uh, să închină peste tot e închinare. Deci asta e făcută ca omul să fie înălțat, omul să fie aprobat, omul să fie să fie glorificat. Despre asta este vorba, da? Deci este o închinare înaintea omului. Este o lăudare a omului. Omul performează acolo și ascultătorii, spectatorii degustă ceea ce li se oferă și glorifică pe cei care au performat acolo. Despre asta este vorba, da? Este Hristos în centru? Da, partea a doua. Cine este în centru aici? Hai să vedem. Cine e în centru? Mășulică e în centru. Coborâ, urcat, o coborât, urcă pe partea asta, la altă urcă, coboară, vine, sare. Da? De ce să este în centru? Deci când despre Domnul Iisus Hristos, dar de fapt în centru suntem noi. Câte slujbe ale noastre, ale bisericilor, mă refer în general, nu se exact asta. Luăm eticheta cu Hristos, cu Duhul Sfânt, cu lucrarea lui Dumnezeu și o trântim pe absolut orice prindem. Dar am ajuns atât de bizar și de penibil și de obraznici și de nerușinați, spun noi, da? Dar este doar un mod de a mă adresa, că cei mai mulți dintre cei care mă ascultat sunt sigur că nu vă faceți vinovat de așa ceva, dar s-a ajuns la nerușinarea asta încât pui numele Domnului Iisus Hristos pe mizeria asta, pe bătaia asta de joc. Da? De asta spun, nu mai este nici o rușine. Citești Evrei 11, asta este închinare? Dacă nu este închinare, pentru ce un concert în care cânți despre îngeri, venirea lui Hristos în nume despre Mesia? Iar dacă este închinarea asta, este închinarea cerută de Nou Testament? Astfel, fiindcă am primit o împărție care nu se poate clătina, să aducem lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie și cu frică, că și Dumnezeu nostru este un foc mistuitor. Ăștia pe care îi vedeți aici, vi se pare că au înțeles că Dumnezeu este un foc mistuitor? Și asta spune autorul în contextul noului legământ, unui legământ mai bun, în contextul prezentării în toată cartea evrei a Domnului Isus Hristos. O jertfă mai bună, un preot mai bun care a adus un legământ mai bun o fază a împărăției mai bună și așa mai departe. Totul este la superlativ aici. Dumneavoastră și el zice, având în vedere toate lucrurile pe care voi le-ați primit, Aduceți o închinare plăcută lui Dumnezeu. Că vreau și cu frică că Dumnezeu este un foc mistuitor. Este în continuare un foc mistuitor. Vi se pare că ăștia au înțeles că Dumnezeu este un foc mistuitor? Nu. Fraților, dar nu s-a ajuns aici din prima. Știți unde s-a ajuns? De la formele acelea din închinare pe care le taxez de ani de zile, pe care le vedeți, de exemplu, în bisericile Harvest și așa mai departe. Este aceeași chestie. De acolo se introduce atmosfera asta de spectacol, atmosfera de concert, atmosfera de club, de acolo s-au stins luminile, de acolo se urmărește ca omul să se simtă bine, de acolo este stimularea agresivă senzorială, de acolo este stimularea hormonală excesivă, de acolo omul este în de acolo se introduc elemente de hedonism, distracție, amuzament, să mă simt bine, hiperstimularea prin toate mijloacele alea muzicale. De acolo s-au introdus, da? Aici este doar ultima fază. Stai că nu e ultima fază. Nu, să nu subestimăm capacitatea uh, oamenilor care vor să spună creștini și care fac poate cel mai mare de serviciu creștinismului prin astfel de ieșiri în decor, da? Acum, ce observați aici este mintea omului când e la plimbare. Exact cum zicea uh, uh, marele apostol de București, Tony Berbece, mintea e la plimbare ca măgarul Avram. Da? Bă, mintea e. s-a dus. Pentru că noi avem mijloace și prin muzică și prin manipulare și metode psihologice de a-l decupla pe om de la realitate. Da? Și de a-l face să ajungă la o stare euforică, o stare de bine, o stare de exaltare, o combinație de emoționalism exacerbat cu puțin misticism, cu puțin. Puțină spiritualitate, nu întâlnire cu Dumnezeu, spiritualitate, dar o combinație din asta, un cocktail din asta și vezi pe ăștia cum se manifestă, da? A, a, asta vezi aici, asta e închinarea pe care o așteaptă Dumnezeu de la noi, o închinare decerebrată, o închinare în care suntem super, hiper stimulați, da? Oamenii cred că dacă cineva învăța să cânte la instrumente, el este singurul capabil să se pronunțe cu privire la muzică, nu, dragii mei? Muzica este o chestiune spirituală, muzica este o chestiune sufletească, muzica este o chestiune care atinge emoțiile noastre, care atinge lăuntul nostru în profunzime. Da? Și care poate să producă efecte extraordinare chiar în trupurile noastre. Dacă în habar nu ai și crezi că doar pentru că știi că poți să lovești un ceaun, înseamnă că. sau să bați o cutie, înseamnă că gata, ești expert în muzică, normal că nu mai asculti pe nimeni, pe cine s-a asculti, că tu și te pricepi deja, ești expertul, absolut, da? Dar, poate cel mai ceea ce m-a motivat pe mine să am această intervenție este mie asta mi se pare o atitudine, o acțiune blasfemiatoare la adresa Domnului Isus Hristos, pentru că Hristosul pe care ei îl onorează aici este un Hristos de carton, nu este Hristos adevărat. Nu este Hristos adevărat. Imaginea pe care oamenii ăștia o au despre Hristos este o imagine groaznică. De aceea când discuți cu tinerii ăștia de cerebrați, spiritual vorbind, care suferă de nebunie spirituală, când discuți cu ei, ei aproape neg o, neagă absolut orice învățătură tare a Scripturii. De ce? Pentru că ăsta e Hristosul pe care ei și l-au făcut cu care ei pot să trăiască. Ei și-au făcut un Hristos după chipul și asemănarea lor. Ați înțeles? Deci ei se închină lui Hristos aici. Dar la un Hristos în la fals pe care l-a anunțat Hristos. Vor veni mulți Hristos mincinoși. mincinos. Ei, unul din Hristos și mincinos este aici. Este un Hristos făcut după emoțiile lor, după poftele lor, după dorințele lor. Un Hristos la care ei se poată închina cum vor ei. Un Hristos culturalizat, un Hristos misticizat, un Hristos emoționalizat, un Hristos hedonizat. Asta este, este un Hristos de club un Hristos distractiv, un Hristos amuzant, un Hristos care ne face bine, un Hristos care stă undeva în umbră în timp ce Moș Crăciun sare pe acolo ca cu și își face de cap. Asta avem noi. Ăsta e Hristos pe care ei și l-au făcut. Problema mea este că ei spun că ăsta e Hristosul adevărat. Aici este problema mea. Și astfel de penibili și de uh, blasfemiatori și de bajucoritori la drept a lucrării Domnului Isus și a persoanei Domnului Isus Hristos nu pot fi lăsați netulburați. Domnul să-i mustre și Domnul să-i oprească. Dacă cumva te afli într-un astfel, de, într astfel de club religios, ascultă-mă, fă bagajele și fugi cât vezi cu ochii. fuci cât vezi cu ochii. Fugi cât vezi cu ochii. Da? Și nu te opri. Până n-ai dat de o biserică sănătoasă în care se predică cuvântul, în care există reverență, respect, închinare după cuvântul lui Dumnezeu unde este onorat cuvântul lui Dumnezeu, predicat cuvântul lui Dumnezeu, unii oamenii nu vin ca la club sau ca la discotecă sau ca la concert, nu se îmblacă ca la club ca la discotecă sau ca la concert nu țopăi ca la club, ca la concert sau ca la discotecă, da, unde oamenii se poartă ca niște oameni normali decenți, respectuoși reverențioși, bucuroși da, dar nu în halul ăsta nu halul ăsta dacă n-ați înțeles nimic de aici, nu este niciun fel de problemă. De voi, numai Dumnezeu, în mod direct, să mai poate atinge. Cel mai probabil nu se va folosi de mijloace umane, cum este în cazul acesta subsemnatul și o cameră și spațiu virtual. Trebuie cumva să dea Dumnezeu cu tine undeva ca să te trezești sau ce știu eu cum, cum poate Dumnezeu. Dumnezeu are mijloacele lui. Dar mă tem că mulți, foarte mulți, cei mai mulți din cei care merg la astfel de uh, cluburi religioase, mistice, spirituale, superemoționale, hedoniste, sunt niște apostați, niște eretici care vor să considere în continuare creștini da, cu viața veșnică asigurată, dar care de fapt nu au nicio treabă cu Dumnezeu, nicio legătură cu Hristos, nicio realitate a nașterii din nou, niciun fel de legătură cu prezența Duhului Sfânt care te călăuzește, care te luminează, care îți arată calea și care îți dă măcar atâta bun simț și reverență și respect față de Hristos, Mântuitorul Lumii și față de cea mai importantă lucrare pe care El a făcut-o Univers. Dar și nu te faci să o bagatelizezi, să o trivializezi, să o banalizezi, să o amesteci cu toate, uh, toată, tot tomberonul ăsta de material rezidual pe care ți-l oferă cultura și societatea, numai bine pe altă dată.